come and move that in my direction. Fanii au cerut să cânte melodia latin-americană în mijlocul concertului. În filmarea postată mai jos îl vedem pe canadian cum le spune celor din public că nu vrea să cânte piesa și cu asta basta. Iar la câteva momente după, un spectator aruncă cu un obiect spre capul cântărețului. Din fericire, artistul s-a ferit și nu a părut deranjat de întâmplare. Luna trecută, Bieber a uitat versurile melodiei într-un concert și a început să cânte bla 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 și câteva cuvinte alese la întâmplare în limba spaniolă. Acțiunile de atunci au părut a fi lipsite de respect pentru unii și de aceea nu a mai vrut să repete aceeași greșeală în Suedia. Pe lângă concertele pe care le-a susținut în turneu, Bieber a înregistrat câteva piese noi în studio. O melodie nemai auzită a apărut online, iar fanii săi au luat-o razna. Piesa se numește New One și îl putem auzi pe starul canadian cum cântă rap.